Apasă pe accelerație chiar dacă viteza excesivă este cauza la fiecare al doilea accident produs anul trecut pe drumurile din țară. Aseară un șofer a fost surprins conducând cu 183 de kilometri la oră în apropiere de municipiul Orhei. După ce a nimerit pe radarul poliției, conducătorul auto a fost oprit și respectiv sancționat. Totuși, acesta nu este depășirea record care a ajuns în vizorul radarilor poliției. Acum 2 ani, un conducător auto conducea cu 193 de kilometri la oră. Potrivit unei fotografii plasate de Inspectoratul Național de Securitate Publică, se vede că mașina a fost surprinsă aseară în jurul orei 19:30, în timp ce avea 183 de kilometri la oră. S-a întâmplat pe traseul Chișinău-Bălți, în apropiere de regiunea Orhei. Poliția a mai menționat că șoferul a fost stopat pentru a fi documentat pentru depășirea limitei de viteză. Aparent, conducătorul auto a depășit limita cu aproape 100 de kilometri. Totuși, aceasta nu este o viteză record surprinsă de radare. Anterior, în august 2019, conducătorul unui Audi se deplasa cu 193 de kilometri la oră. Între timp, șofatul cu viteză devine o modă printre unii tineri posesori de mașini cu motoare puternice, care se laudă cu isprăvile lor la volan pe rețelele sociale. Este și cazul unei fete care s-a filmat cum conduce cu 200 de kilometri la oră pe drumurile din capitală, aici unde limita de viteză este de 50 de kilometri la oră. Întrebați dacă obișnuiesc să încalce regimul de viteză, șoferii cu care am discutat astăzi spun că se mai întâmplă și așa cazuri. Cu puțin, cu 9, 10, 11 km, datorită faptului că sunt schimbări de limită de viteză, văd că sunt drumurile în lucru și poate ai trafic în față și ai tir și nu vezi indicatorul. Te afli pe altă bandă și se întâmplă că după imediat ai radar sau camere de luat. Și... Câte se limite? Nu prea. Nu prea, deci, dar? Încălcări nu prea. Am încărcat doar o linie de marcaj. Sunt un cal, dar știți cum e câteodată? Nu, parcă mă sărăs, nu mă grăbesc. Ok. Că, dar în vârstă nu-mi dă voie să mă grăbesc. Când eram cu mai tânăr, sigur. Și unde mai mult ați încălcat? În localitate sau după? După. După? Dar din ce motiv? Mă grăbeam. Pentru a-i prinde pe șoferii împătimiți de viteză, Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară deseori operațiuni de amploare, în timpul cărora folosesc atât radarele cât și mașinile capcană. Limita maximă a încălcării de viteză avem și la 100 de km prin localități, la 120, în dependență de segmentul de drum. Reprezentantul inspectoratului le recomandă șoferilor să respecte regimul de viteză pentru a nu pune în pericol atât propriile vieți cât și ale celorlalți participanți la trafic. Șoferii riscă amendă contravențională cu aplicarea punctelor de penalizare. Aceasta este de la caz la caz. Am în vedere că alineatul 1 prevede până la 18 unități convenționale, de la 12 la 18 și tot așa și tot așa. Potrivit datelor statistice, anul trecut, cauza principală a accidentelor rutiere ce s-au produs pe drumurile din țară rămâne a fi viteza neadecvată condițiilor rutiere. Aceasta a dus la decesul a 117 persoane și traumatizarea altor 703.